Am plăcerea să vă salut și eu cu pacea Domnului. Mă bucur să fim în seara aceasta la casa de rugăciune și la locul de închinare și cred că este o bucurie și totodată o binecuvântare să putem să ne găsim liniștea și pacea în casa lui Dumnezeu. Eu cred că ori de câte ori suntem la ocazia de închinare, suntem în ocazia în care ne încărcăm sufletește, ocazia în care să ne apropiem de Dumnezeu și să-L lăsăm să ne vorbească. Pentru seara aceasta aș vrea să deschidem împreună Sfânta Scriptură și să citim câteva versete din Exodul, capitolul 3. Aș vrea să citim de la versetul 1 până la versetul 5. E un pasaj pe care sunt convins că îl cunoașteți foarte bine, dar aș vrea să zăbovim câteva clipe asupra acestui pasaj. Deci, Exodul, capitolul 3, începând cu versetul 1, spune așa: Moise păștea turma socrului său, Ietro, preotul Madianului. Odată a mânat turma până dincolo de pustie și a ajuns la muntele lui Dumnezeu, la Horeb. Îngerul Domnului i s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Moise s-a uitat și iată că rugul era tot un foc și rugul nu se mistuia deloc. Moise a zis, am să mă întorc să văd ce este vedenia aceasta minunată și pentru ce nu se mistuie rugul. Domnul a văzut că el se întoarce să vadă, și Dumnezeu l-a chemat din mijlocul rugului și i-a zis, Moise, Moise. El a răspuns, Iată-mă. Dumnezeu a zis, nu te apropia de locul acesta, scoateți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci este un pământ sfânt. Foarte interesantă discuția aceasta. Și mai ales este foarte interesant legat de acest termen pământ sfânt. Trăim într-o lume în care se folosește foarte des expresia aceasta: te duci în locuri sfinte, mergi pe anumite locuri unde pământul este sfânt, merită să ai acasă din pământul acela sfânt. Și este considerat ceva nu doar că de referință, dar ceva de dorit, ceva care, la un moment dat, poate să-ți dea garanții că pământul acela sfânt îți aduce binecuvântare, îți aduce bucurie, îți aduce succes și se aduce numai de bine. Acum, dincolo de discuția aceasta care merită cumva atenția noastră până să ajungem la expresia Pământ Sfânt, există multe alte lucruri care cred eu că merită puțin atenția noastră și o mică analiză în limitele timpului pe care îl avem în seara aceasta. Se spune în primul verset pe care l-am citit că Moise păștea turma socului său așa cum o făcea cam de câte zile? O zi? Două? O săptămână? 40 de ani păștea turma socului său. Bun, merită întrebat. Nu să o fi plictisit, nu să o fi săturat, nu i să părea că e prea mult să faci același lucru 40 de ani. Numai că nu citim în Sfânta Scriptură să fi găsit că Moise la un moment dat a încercat să facă și altceva să renunțe la meseria aceasta sau la slujba aceasta și să se angajeze în altă parte, să facă o altă profesie. Nu, nu, nu. Moise, timp de 40 de ani, a făcut lucrul acesta și putem deduce că i-a cam plăcut, se simțea bine. Poate că la început i-a fost mai greu să vii de la oraș, de la Egipt și să ai ocazia aceasta să fii în mijlocul civilizației și să te muți undeva la țară, să te duci cu oile și să paști zi de zi turmele de oi. Poate că a fost greu la început, dar cert este că Moise 40 de ani face lucrul acesta. Și spune foarte interesant textul că atunci când părea o zi obișnuită, când, ca orice păstor care îți dorești binele turmei tale, te duci acolo unde este iarbă mai multă și uneori le paști mai spre stânga, uneori mai spre dreapta, uneori mai în față, uneori mai în spate, pentru că, mai ales cu oile, este cumva și o mică călătorie în anumite zone. Și când făcea el lucrul acesta pe care îl făcea de 40 de ani, spune că îngerul Domnului i s-a arătat I s-a arătat într-o flacără de foc care ieșea din mijlocul unui rug. Îngerul Domnului i s-a arătat. Mi se pare extraordinar. Și anume că, dincolo de faptul că nu omul îl caută pe Dumnezeu, nu găsim aici că Moise făcea eforturi deosebite să-l caute și să-l înțeleagă pe Dumnezeu se putem spune că la un moment dat se resemnase legat de ce și-a imaginat el, legat de salvarea poporului fraților săi și cumva mergea într-o direcție așteptând un sfârșit, mai bun sau mai rău. Textul spune că Dumnezeu, prin îngerul său, l-a căutat. Și foarte interesantă această abordare a îngerului m-aș fi așteptat, și omenește vorbind, ca abordarea să fie puțin și așa mai, nu neapărat violentă, dar mai vizibilă. Eventual un fulger mare, ceva pe cer să se vadă cu niște elemente din acestea supranaturale. Mie mi se pare totuși că modul în care îl abordează Dumnezeu, îngerul său, pe Moise, este destul de finuț. Destul de, cum să vă spun, destul de liniștit, și fără să aibă această situație să sară în ochi. Textul spune că Moise l-a văzut, i s-a părut ceva ciudat, a mers mai departe și după aceea s-a întors să vadă mai bine. Îmi place foarte mult această expresie pe care o folosește Scriptura, că Moise s-a întors să vadă cu atenție. I s-a părut lui ceva interesant, dar a fost omul care nu s-a lăsat condus de ignoranță. E, o fi fost ceva la uscăciunea care e pe aici, să vezi o scânteie, să vezi ceva care arde, e banal și este obișnuit. Și Moise, nu rămâne, ei, lasă-o încolo, nu mă interesează, hai să ne vedem de treaba noastră. Ci Moise se întoarce să vadă ce e acolo. Moise este atras și uimit că ceva arde și nu se mistuie. se vrea să înțeleagă, să vadă de aproape cei cu, și el chiar numește viziunea aceasta. Îmi place foarte mult expresia. Am să mă întorc să văd această vedenie minunată. Într-un rug. Într-un tufiș. Dacă vreți să aducem în termenul nostru într-un mic boschete. Un foc care îl atrage pe Moise și fără ca el să știe că acolo este Îngerul Domnului. Mi se pare un lucru extraordinar. Că Moise este atent la detalii. Nu știa cum îi vorbește Dumnezeu. Nu știa prin ce îi vorbește Dumnezeu. Și cu toate acestea, este atent la detalii, este atent la ce vede, este atent la întâmplări. Și cred că aici poate să fie o lecție care să ne inspire. Poate că de multe ori ajungem să fim și măhniti și supărați. Mie de ani de zile Dumnezeu parcă nu mai îmi vorbește. Așteptam și eu niște răspunsuri, așteptam și eu niște clarificări și parcă nimic, nimic, nimic. Așteptam o minune, așteptam ceva să se vadă clar. Și mă gândesc, oare nu cumva au fost niște rugi aprinși pe undeva, prin călătoria noastră și nu i-am băgat în seamă? Poate că am fost prea grăbit să mergem într-un loc, poate că mh, mi s-a părut, dar ne-a mai zis cineva, ai, nu băgă în seamă toate lucrurile și ne-am văzut de drum. Și mă gândesc, dacă Moise și-ar fi văzut de drum și-ar fi văzut de preocupările lui fără să vadă rugul acela, boschetele acela, cum ar fi fost viața lui? Ar mai fi fost același Moise? Pentru că aici este un moment de cotitură. Un moment de cotitură nu anunțat cu sunete și trâmbițe, nu cu afișe mari, se vezi că mâine ți se va întâmpla ceva. Nu i-a spus nimeni. Ziua aceea, preozi, zi, la fel ca cele care au fost 40 de ani. Dar Moise avea ochi să vadă ce e altfel. Avea ochi să vadă ce este diferit. Nu trăia în lumea lui. Nu era preocupat doar de gândurile lui, de filozofiile lui, de ce îi place lui. Era atent ce se întâmplă în jurul său. Și mă tare mă tem că de multe ori Dumnezeu ne dă niște semnale. Dumnezeu ne dă niște mesaje și noi nu le băgăm în seamă. Și ratăm momente extraordinare pentru că nu le-am băgat în seamă. Acum, ceea ce iarăși este foarte interesant și lucrul care l-a tras foarte mult pe Moise a fost că a văzut un rug ce ardea și se aștepta ca să fie foc și focul să se stingă și apoi să vadă puțină cenușă și cu asta masa s-a încheiat totuși se uită, este uimit, domnule, arde și nu se oprește. Arde și nu se consumă. Arde și rămâne la fel. ce cu asta? Și el chiar numește vedenie, domnule, ceva, ceva supranatural. Și aici poate fi o discuție legată de ce aduce Dumnezeu unui om, dacă vreți, sau și unei plante, cum este planta aceasta. Și primul lucru care, la care mă gândesc, pornind așa ca o aplicație directă, există vreodată situația ca fiind cu Dumnezeu să ajungem la epuizare, să ajungem să ficem, domnule, eu de când îl slujesc pe Dumnezeu, mă simt sleit, mă simt fără putere, mă simt obosit. Mă simt îmbătrânit, mă simt efectiv consumat ca o lumânare pentru că am făcut pentru Domnul, m-am zbătut pentru Domnul și pur și simplu nu mai pot. Să fie așa ceva? Pentru că aici mie mi se pare un lucru extraordinar. La noi, oamenii, foarte multe lucruri frumoase au în sfârșit și se încheie. Deși uneori ne dorim să le mai lungim, le mai împingem să fie mai mult, mai devreme sau mai târziu au, în sfârșit. La Dumnezeu este fără sfârșit. Arde și nu se consumă. Arde și nu se consumă. Ilie se duce, știți bine, în sarepta și femeia aceea deșartă sticla și nu se termină ia din făină și nu se termină. De unde vine asta? Pentru că noi ca oamenii, ca oameni ajungem la un moment dat să se termine. Domnule, am fost puternic la viața mea dar am îmbătrânit și nu mai sunt ce-am fost. Am, Și aici iarăși este un lucru. Am fost pasionat de un anumit lucru am obosit sunt epuizat, pur și simplu nu mai îmi place lucrul acela. Mai dureros este că uneori se întâmplă și în relațiile noastre unii cu alții să spunem, sau mă rog să arătăm, am obosit să mai iubesc, am obosit să mai am răbdare, am obosit să mai încerc, pur și simplu am făcut-o cu plăcere, ani de zile am făcut-o cu, cu mare pasiune, dar nu mai pot. Consumat. Am obosit și eu. Nu mai am de unde. Și aici mie mi se pare extraordinar că acolo unde noi ne oprim, există un Dumnezeu care are resurse să meargă mai departe fără să se consume. Și haide să fim realiști. Ierți o dată, ierți de două ori. Petru, știți bine, a avut venit cu concret. Doamne, este așa că e suficient până la șapte ori? Pentru că după șapte ori să ierți aceeași persoană, obosești, te puizezi, n-ai cum să mai faci lucrul acesta. Și știți ce îi răspunde Domnul Hristos? Și acest șapte cu șapte înseamnă fără oprire. Dar de unde, Doamne? Noi ne consumăm. Noi ne topim, noi suntem epuizați. Și Dumnezeu vine și spune, la mine nu se termină. Și foarte interesant, un rug banal, folosesc expresia aceasta, un boschete banal, nu se epuizează. Pentru că acolo este Dumnezeu. Nu se topește n-ajunge să fie cenușă și să spună până aici. A fost, am ținut un foc, am făcut lumină prin focul acela, dar s-a stins. Nu, no, nu, no, nu, no, nu. No. Merge, 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 fără oprire. Și e o lecție pe care aș vrea să o luăm. Dacă vrem să mergem pe drumul credinței până la capăt, Niciodată nu vom reuși cu resursele noastre. Avem nevoie de niște resurse care nu se opresc după ce ceva s-a întâmplat sau se, se mistuie și cu asta basta. Este un maraton drumul credinței care este dincolo de limitele noastre. Tocmai de asta Dumnezeul acesta veșnic ne poate da putere să mergem cu lucrurile frumoase din viața noastră până la capăt. Am întâlnit în foarte multe situații, spre exemplu, mai ales când eram mai mic, am adunat câteva formații muzicale, fie că erau cu vartete sau duete și așa mai departe, care au cântat destul de mulți ani și îmi doream din tot sufletul să fie veșnice. Și chiar am cunoscut pe cineva care a spus a fost frumos, dar a fost și s-a încheiat. Păi bine, dar știți că s-a încheiat. Din N cauze s-a încheiat. Și tot tare mă tem că sunt multe lucruri frumoase în viața noastră care au ajuns istorie, care s-au încheiat acum un an, acum doi, acum 20, acum 50 de ani, și rămân acolo ca niște amintiri puse pe niște tablouri. Și întrebarea mea este, acele lucruri frumoase mai pot fi continuate? Poate Dumnezeul acesta să facă să nu se sfârșească lucrurile bune și frumoase din viața noastră? Rugul acela ardea și nu se mistuia și nu se oprea eu cred că merită să punem genunchiul jos. Doamne, fă ca lucrurile acelea frumoase care le-ai adus în viața mea, acele lucruri care mi-au condus viața ani de zile, să nu ajungă la un capăt. Să nu existe pensionare din zona aceasta, ci să fie continuate o veșnicie. O veșnicie. Și este extraordinar că Dumnezeu acolo unde este prezent nu mistuie, nu distruge, ci întreține, dezvoltă și le continuă mai departe. Moise este atras de minunea aceasta și foarte interesant se spune textul că atunci când s-a întors și s-a apropiat, Dumnezeu l-a chemat și aici mai este iarăși un lucru care mi, -mi se pare o lecție pe care să o luăm. Dumnezeu folosește un rug, un mic boschete, să vorbească lui Moise. Observăm că de foarte multe ori Dumnezeu folosește lucruri umile. Biblia spune că Dumnezeu a ales lucrurile slabe ca să facă de rușine pe cele tari. Poate că uneori suntem descurajați, mergem pe idee, dar cine sunt eu ca să fac ceva ce contează? Dar ce calități am, din ce familie vin, ce mă recomandă să... Un boschet. Treceai pe lângă el, nu-l băgai în seamă, pentru că e nimic. Și totuși Dumnezeu folosește aparent nimicuri să facă lucruri extraordinare. Eu cred că dacă acel mic rug, acel boschete a putut face o minune, fiecare dintre noi cu ajutorul lui Dumnezeu putem face o minune. Și în mâna lui Dumnezeu lucrul acesta face diferență. Acum Moise se apropie. Și textul spune că Domnul i-a zis: Nu te apropia de locul acesta scoateți încălțămintea din picioare, că -și locul pe care calci este un pământ sfânt. Foarte interesantă discuție aceasta. Ce sfințește un loc? Parcă în mintea noastră s-a fixat cumva ideea că dacă vrei să vorbești de locuri sfinte, le legi cam de biserică. Construcție extraordinară, înaltă, frumoasă, de o construcție care are, mă rog, poate niște picturi frumoase, niște sculpturi frumoase. O biserică ce are, -o, dacă vreți, o rezonanță o, în care să te simți impresionat de coloanele care le vezi acolo. Și întrebarea mea este, ce face ca ceva... Să fie sfânt. Frumusețea, construcția, locul acela special sau prezența lui Dumnezeu. Pentru că locul acela nu era îmbrăcat cu marmură. Da? Suntem siguri de asta? Sigur, era un pământ care era o pășune cu limitele ei în zonele acelea pustii, un loc în care nimeni nu s-ar fi dus să spună, domnule, stai puțin că metrul ăsta pătrat trebuie tratat cu atenție. Nu, pur și simplu un pământ banal pe care Dumnezeu declară sfânt pentru că El este acolo. Și acum îmi permiți și întrebarea. Dacă pământul era sfânt, rugul, boschetele, era și el sfânt? Sau nu? Da, era sfânt, pentru că era în locul acela. Cum adică, domnule, un boschete sfânt? Da, pentru că Dumnezeu era prezent acolo. Dumnezeu l-a sfințit. Și interesant, unde este prezența lui Dumnezeu, vorbim de sfințenie. Există discuții foarte lungi și uneori foarte complicate. Ce înseamnă să fii sfânt? Ce înseamnă să fii un om sfânt? Ce înseamnă să te atingi de sfințenie? Și aici pot fi foarte multe drumuri pe care să mergem. Dar aș vrea să folosim ilustrația aceasta să înțelegem ce înseamnă să fii sfânt. Și anume, înseamnă să lași pe Dumnezeu. Să vină peste tine. Dumnezeul acela sfânt, prezent în viața acestui rug, și în locul acela face ca pământul și rugul să fie sfinte. Pentru că Sfințenia nu alergăm noi după ea, nu căutăm noi, nu exersăm noi să ajungem la ea. Sfințenia, dacă vine, vine de sus. Spre noi. Și asta înseamnă să fii sfânt, să lași pe Dumnezeu să fie prezent acolo, să fie lângă tine. Și eu cred că atingerile acestea de lucrurile sfinte, de prezența lui Dumnezeu, au darul să schimbe și în viața noastră lucrurile care nu se potrivesc. Și aici găsim ceva. Căruia Dumnezeu îi spune lui Moise, Domn... Moise, ai ajuns pe un pământ sfânt, ceva la tine trebuie schimbat, ceva la tine trebuie îmbunătățit, ceva la tine trebuie să renunți la el. Și la ce -i spune Dumnezeu? Descalță-ți încălțămintea. E adevărat, doar asta este? Doar o formă să mergi îmbrăcat într un fel încălțat sau descălțat, asta înseamnă să fii sfânt, să fii în prezența lui Dumnezeu. Uh, nu, doar asta, cu siguranță lucrurile sunt mai complexe și mai adânci. Dar îmi place foarte mult ideea aceasta. Și aș vrea să ne gândim la ea. Stau în prezența lui Dumnezeu. Și Dumnezeu spune: Vezi că ești într-un loc sfânt unde este chemat numele meu, scoate ai afară, scoate gândurile acele afară, de la o parte lucrurile care sunt pe tine, sunt cu tine, sunt în tine, pentru că nu pot să stea în prezența mea. Eu cred că merită să ne obișnuim cu Sfințenie. Și nu uităm, ne dorim cu toții să fim în Împărăția Lui Dumnezeu, acolo unde nu vor fi lacrimi, nu va fi durere, unde vom fi fericiți o veșnicie întreagă. Și este un lucru extraordinar. Dar să nu uităm că printre aceste lucruri frumoase există și aceasta sfințenia. O să trăim o veșnicie sfinți lângă Dumnezeu. Ori eu cred că merită să ne obișnuim cu sfințenia merită să trăim cu ajutorul lui Dumnezeu fiind prezent în noi, trăind curăția, sfințenia. Și adevărat că lucrul acesta nu este simplu, pentru că noi încă sunt lucruri care n-ar trebui să fie, încă sunt gânduri care n-ar trebui să fie. Dumnezeu îi spune lui Moise, descalță-te de astea, renunță la asta, elimină astea, pentru că ești în prezența mea. Eu cred că sunt adevărate cuvintele Domnului care spun: "Veniți la mine așa cum sunteți." Și vă amintiți cei care au venit de la drumul și la garduri, au venit așa cum erau. Și nu erau nici gătiți, nici curați, nici ireproșabili de bine să arate. Dar nu e nicio problemă. Nu contează cât de murdar ești, nu contează cât de jos ești. Vino lângă mine și lasă-mă să te sfințesc. Lasă-mă să-ți dau haina și lasă-mă să te schimb și să te ajut să devii sfânt, să fii în prezența mea. Eu cred că de foarte multe ori, de foarte multe ori, Dumnezeu ar vrea să facă lucruri extraordinare. Și noi, din păcate, nu renunțăm la încălțămintele noastre, la obiceiurile noastre. De foarte multe ori încercăm să privim cu oarecare compasiune, uneori poate și altfel, pe anumiți creștini care spun: Domnule, astea sunt tradițiile, care uneori n-au sens, care uneori sunt degeaba. Eu țin de ele, ca și-a făcut și mama mea, și tatăl meu, și străbunicul meu. N-am cum să renunț la ele. Și noi, care, mă rog, suntem mai deschis, cum să nu te descalți de astea? Cum să nu renunți la acestea? Dar uneori se întâmplă ca uneori unele lucruri, poate mai nevinovate în comparație cu altele, să rămânem încălțați cu ele, să rămânem cu bocancii noștri. Să rămânem cu ambițiile noastre, cu mentalitatea noastră. Deși stăm în jurul rugului, rămânem încălțați. Ori asta este o problemă. Bun, este o problemă și, și pentru că, iarăși aici este, poate fi o discuție foarte mult. Ce înseamnă în cultura arabă să te descalți într-un anumit loc? înseamnă să îți arăți respectul, înseamnă să arăți că pentru tine locul acela contează și arăți respectul cuvenit pentru un astfel de loc. În lumea occidentală în care noi trăim, parcă astfel de lucruri sunt desfințate. Toate sunt la fel, nu mă interesează e sfânt, e sfânt, toate, nu contează că e biserică, că e sală de sport, că e, toate sunt de acolo până acolo. Și totuși, chiar toate sunt de acolo până acolo? Oare mai sunt lucruri care, să zici, păi stai puțin, nu e chiar așa, aici e ceva sfânt, aici e ceva care eu îl respect, aici, aici este un om pe care îl prețuiesc. Nu sunt de, tot, de acolo până acolo. Și eu cred că merită în viața noastră să facem diferențieri clare. Asta este sacru important. Ah, astea sunt banalități, sunt consumabile și cu asta asta. Dar a fi totul de colo până colo este o denaturare. Moise, nu te purta cum te-ai purtat toată ziua și ieri și al în locul ăsta pentru că eu sunt prezent aici, fă diferența, fă deosebirea și arată respectul. Și Moise știe să respecte un Dumnezeu care a venit pe la el. Moise știe să respecte cuvintele Dumnezeu să asculte de el. Există din păcate oameni care nu mai respectă nimic. Uneori sunt copii care nu mai respectă nimic. Uneori sunt tineri care nu mai respectă nimic, crezând că așa e bine. Și adevărat uh -huh. că sunt niște staruri, sunt niște modele care consideră că dacă calcă totul în picioare, dovedește superioritate. Și știți bine că nu puține cazuri acele staruri extraordinare Sfârșesc dramatic, pentru că ceea ce ei au considerat că sfidează acele lucruri nu i-au sfidat. Stilul de viață pe care l-au avut s-a întors împotriva lor și i-a distrus. De aceea eu cred că, vedeți, și noi am trăit cumva în cultura asta românească, mai ales mai veche, să zici nenea fratelui mai mare. De ce? Era respect să zici mamă, tată, bunicule. Deși, e adevărat, nu doar din cuvinte înseamnă respectul, dar și din lucrurile acestea mărunte, și din lucrurile acelea care, ai, domne, chiar te proptește în ele, sunt parte a respectului pe care Dumnezeu îl spune Moise, vezi că unde ai ajuns nu poți fi la fel descalță-te, arată-ți respectul și arată prețuirea. Și ceea ce mi se pare extraordinar este că Moise ascultă, Moise respectă ceea ce a spus Dumnezeu și calcă pe un pământ sfânt. Din momentul acela, e adevărat, cu niște ezitări, cu niște momente în care îi spunea lui Dumnezeu, Doamne, știu și mie mi-e milă de frații mei, dar eu n-am cum să ajung acolo, știi bine că eu nu pot să vorbesc, că eu n-am cum, nu mă ascultă nimeni, nici ei, nici faraon. Moise pleacă. Și istoria lui Moise se schimbă din clipa aceea. Și adevărat, a mai fost încă 40 de ani și 40 de ani deloc simpli. 40 de ani deloc liniștiți, dacă cu oile lui, cred că se înțelegea din două fluiere și doar le arăta puțin toiagu și știau ce au de făcut, cu poporul a trebuit să stoarcă creierii, să-i împace, să-i despace, să mi-e foame, mi-e sete, dar le așa, de ce? Adică a fost uzură de neimaginat. Și cu toate acestea, Moise, deși a trecut pentru o vreme prin mormânt, a fost înviat, știți bine, este în împărăția lui Dumnezeu. Practic, Moise nu s-a epuizat. Așa cum a fost rugul acela, boschetele acela, care nu s-a consumat, nici Moise n-a fost consumat nici de lucrarea pe care a avut-o de făcut 40 de ani. Și n-a fost consumat nici de moartea aceasta ce a fost înviat. Pentru că în el Dumnezeu a fost prezent. În el Dumnezeu a aprins un foc veșnic care a trecut prin ce a trecut dar care nu se va consuma niciodată. De asta cred că merită să fim atenți la experiențele vieții și să deschidem ochii și adevărat nu aș vrea să runecăm nici pe departe în ideea acela sau în stilul acela conspiraționist să, vad, să vedem în toate niște conspirații și în toate, toate cele. Nu, Moise nu era conspiraționist. Moise nu era cu, ochile, cu ochii atenți sau cu urechile ciulite, au ia, -o fi, ia cum o fi și asta. Nu, Moise își vedea de drumul lui, dar era cu ochii deschiși și a putut să înțeleagă ocazia aceea ca fiind ceva deosebit. Eu sunt convins că dacă vom fi atenți și vom ruga pe Dumnezeu, Doamne, ajută-mă să fiu atent, să înțeleg lecțiile pe care mi le dai, să înțeleg mesajele, prin întâmplări, prin vocea unui prieten, prin ceea ce am citit într-o zi, viața noastră va începe să meargă într-o zonă unde nu se mistuie. Unde nu se mistuie. Pentru că, de fapt, una dintre marile probleme care sunt și în Biserica Adventistă de astăzi este că se pare că am obosit. Am obosit pe cale, am obosit să mai venim la biserică, am obosit să ne mai închinăm, ce să mai, zis? mai faci și lucrări misionare, cine mai are timp, cine mai poate, suntem leșinați. Ori Dumnezeu vrea să aprindă un foc care nu se mistuie, care luminează, și care rămâne veșnic. Și mai cred ceva, când vom trăi în prezența lui Dumnezeu, când vom lăsa pe Dumnezeu să fie cu noi, în noi și lângă noi, vom trăi sfințenia nu a noastră, ci sfințenia Lui. Era un rug sfânt și un pământ sfânt, pentru că Dumnezeu era acolo. Eu cred că Dumnezeu este cu noi astăzi, în seara aceasta. Și fiecare dintre noi ne atingem de sfințenie. Haide să ne desculțăm de lucrurile care nu au ce să caute în viața noastră. Lucruri pe care uneori le iubim, uneori ni se par importante în viața noastră. Dar Dumnezeu spune, descalță-te de ele. Pentru că vreau să fac ceva cu viața ta și vreau să fac lucruri mărețe. Pentru un Moise care trăia monoton, care trăia timp de 40 de ani făcând același lucruri, Dumnezeu a spus, vreau să schimb viața, să o duc spre veșnicie. Și Moise, e adevărat, cu ezitări și cu greșeli, realizează lucrul acesta. Eu cred că Dumnezeu are planuri cu viețile fiecăruia dintre noi. Și interesant, l cunoscut pe nume, pe Moise, și sunt convins că ne cunoaște pe nume pe fiecare dintre noi. Și eu cred că atunci când ne atingem de prezența lui Dumnezeu, viața noastră, viața noastră va fi altfel. Avem nevoie de speranța aceasta, avem nevoie de... Curajul acesta avem nevoie să vedem lucrul acesta. Pentru că de foarte multe ori ajungem să fim descurajați, ajungem să fim obosiți, ajungem să fim epuizați, zbătându-ne singuri ca și ilie. Doamne, eu sunt singur care fac. Și Dumnezeu spune, lasă-mă să aprind focul. Și adevărul este că un om în inima căruia este aprins un foc, păi n-ai cum să-l oprești n-ai ce să-i faci Domnule, ăla străbate munții când s-a prins focul nimic nu-l mai țin și adevărul este că și la Moise a fost la fel când s-a prins focul că n-a vrut faraon, că l-a respins că l-au certat Israeliții, că au făcut răscoală împotriva lui că Dumnezeu a zis dă-te la o parte să-i șterg și să fac din tine un neam mare nu, 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 Moise știți nu, nu, eu iubesc poporul ăsta pentru mine. Nu s-a terminat dragostea față de ei. Deși omenește vorbind, cam după două zile îți venea să te duci la oile tale și să nu mai auzi, să nu-i mai vezi liniștit. Și Moise, nu, no, nu, no, nu, no, eu iubesc pe oameni, ăștia sunt ai mei, e familia mea. De unde e se asta? S-a prinsese un foc veșnic. De astfel de focuri avem fiecare dintre noi nevoie. Și îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Și să ne binecuvinteze. Amin!